Miercuri a avut loc cea de-a doua probă la examenul de bacalaureat, sesiunea din vară. În Argeș au fost înscriși 4.767 de candidați, 3.349 la matematică, respectiv 1.418 la istorie. Au absentat 175 de candidați, fiind prezenți 4.592 de candidați. În timpul controlului efectuat la intrarea în săli, niciun candidat nu a avut temperatura peste 37,3 grade Celsius. Nu au fost situații de subiecte de rezervă. Un elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Acesta a încercat să copieze. În acest caz, candidații eliminați nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Joi, 25 iunie, a avut loc ultima probă, cea la alegere a profilului. Primele rezultate vor fi afișate marți 30 iunie până la ora 12. În conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale cu anonimizarea candidaților. Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic cât și electronic în zilele de 30 iunie în intervalul orar 16-19 și 1 iulie în intervalul orar 8-12. Rezultatele finale vor fi anunțate duminică 5 iulie. Da, a fost ușor. Chiar ne-am descurcat, am avut logică. Și acum ne pregătim pentru admitere. Sper la notă mare. Da, peste 9.50. Da, chiar ușor, foarte ușor. Am ieșit, adică am terminat într-o oră, dar trebuie să mai stau jumătate de oră. Chiar par foarte degajată. Da, păi dau la medicină și de aia. Mi s-a părut simplu. Da. Unde au apărut problemele mai mari, de la bacalaureat sau de la pandemia de coronavirus? Ambele, cred că, a spune. Ambele. Fata am. Și termină, gata. Termină, gata. O parte din educația ei, să zicem. Nu am emoții foarte mari, mă surprinzător, nu. Sperați la o notă mare și apoi admiterea, nu? Sper la o notă mare, aplicat afară, sperăm să fie tot ok.